Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Hitman 2. Hai să continuăm, deci am fost mai ultimată. Oh my god. Hai să vedem. Deci aici ceva, sunt multe semne de exclamare, dar eu o să-mi iau pistolul cu amortizor. Și acum o să vină cineva în fața ușii. O să deschid și o să îi trag una în cap. Ești pregătit? Easy. Acum, unde să-l tragem? Îl tragem aici. Drag. O să-l tragem și mă costumez în el. Ia, nu vine nimeni. Perfect. Hai să-l tragem în camera asta. Oh, asta e Buddha, numai bine. Sper să nu vină cineva la Buddha. Perfect. Drop body. The clothes. Pistole, mă, perfect, n-am nevoie. Și mergem. Acum mergem acolo la semnul exclamării. E fix aici. Asta e. Perfect. Ce găsim noi aici? O să găsim un card. Key card. Ok. Land hacking device. System, acolo, acolo trebuie să fie. Vine cineva fix aici? Dați-mi o secundică, o să iasă acum, stați așa. Pe unde o ia? O ia spre mine? Dacă o ia spre mine, e bine. Dacă o ia dincolo, va trebui să alerg cu toată forța după el. Se duce la baie, perfect. Da, se duce la baie. Nu-i nimeni aici? Ah, perfect, plimbă-te, plimbă-te. Perfect. Asta scăpăm nouă de bodyguard. Dacă ar fi așa și în real life, no, hai să-l tragem și pe ăsta. Că dacă-l vede cineva, o să fie în alert. Adică o să zică că l-a găsit cineva și după aia o să își dea seama că sunt eu. Adică, mai pe scurt, când o să mă apropii de unul dintre ei, o să își dea seama că sunt eu și o să tragă în mine. Și asta nu-i de bine. Perfect. Acum... nu e greu să ajungem acolo, pentru că aici nu e nimica. O să ajungem destul de rapid. Pe aici. Aici vine cineva și... ăștia, dacă mă prind că sunt altcineva, pot să... Sister, opa, stai, bossul mică. Bă, mai e cineva aici? Pot să-i omor, pot să-l omor pe felul ăsta. Perfect. Aia o auzi, dar nu contează. Salut! Ăștia o să se ducă și o să le zică la ăia lați. Și el o să vină, dar nu e problema că până atunci... ce pick-up key car, mă? Plant. Ce trebuie să plant? Ce trebuie să fac? Bă, ce trebuie să fac? Poate nu aici, bă. A, uite, bă, la server, bă, tâmpită-ți, mă. Stați așa. O să încercăm să nu... am vrut să dau alarma ca să vină toți acolo. Deci. Perfect. Oh, fuck. Să merg pe aici pe jos, oare să o colez, dar o să... cred că o să-i omor pe ăștia doi. Unde-i mă ăla? Vin pe aici. Rip. Mai vine un lucru din spate. Și o să scot... de fapt, ne... e unul aici. L-am omorât din greșeală pe un civil. Scuze, frate. Mergem pe aici la server room. Da, easy peasy, pentru că trebuie să mergem la server room să plantăm nu știu ce chestie. Hacking device. Ați văzut? Trebuie să plantăm un hacking device. Plant hacking device. What? 47. This is Clea. 47. This is Diana again. Diana's not here right now, but okay. I see the device is working properly.
Now, you must access the sky bridge to reach the other tower for a completion of this mission. 47. Okay. Trebuie de aici, da? Hai să vorbim și pe ăștia, băi, ca să fiu sigur că am scăpat de fraierii ăștia. Pe unde ies eu? Pe acolo ies eu! Da, pe acolo ies eu. Așa nici nu mai ies aici, fraierii. This door is locked? This door is... Pe unde mergem, mă? A, uite, mă, sky bridge. Deci trebuie să mergem pe aici, o luăm... Perfect! Totul e bine, hai să mergem. Așa. Și aici o să fie sky bridge-ul. Da. Ia uite-l, mă. Sky bridge. Și mai sunt doi inamici, Sisi de doborât. Ăla fraierul l-a văzut pe ăsta și o să fie și el omorât. Și cum intru? Pot să intru așa? Nu, trebuie să găsesc ieșirea. Wow! Wow! Hey, boss. Ok. Hey, boss. I knew I could break into this Kissan system. Looks like the software code's already been passed on. Say what? Where? To whom? Hang on, I'm tracking. It looks like a server in India. Pizdir. India, yeah, it says so right here. Mudar! Not by chance a server in Punjab. Punjab! Aggression. Puh, s-am făcut și stealth, dar agresiunea a fost blană. Hai să ne vedem acum. Bă. Kill Stealth Damon este in the statue. Kill Charlie. Charlie cred că e ăla de acolo, nu? Ăla e. Bă, vedeți cum mă știu eu, mă. Intru în ei tare sau intru încet? Eu zic să intru tare pentru că... Easy. Acum mai vine încă unul. Easy. Oh, uite statuia. Security has my beach guards has been called. Ce mă? Știam eu. Nu, dar era un semn al exclamării și știam că trebuie să iei ceva. Pick up the money. Va trebui să-l omorâm pe ăla și să fugim. Urcă. Salut! Ce cu aia acolo? Ok, va trebui să... îi omorăm. Cap SMG în caz de mai avem nevoie. Și open the door și hai să fugim. Nice. Aggression stealth. Bă, nu am făcut deloc stealth la asta. Perfect. Fraților! Cred că aici sunt chef și în episodul acesta pentru că deja m-am de full de foarte mult timp. Îmi place să fac așa, gen de alea, adapte. Asta nu e mai mult. Asta e mai mult gen cocksucking, da? Nu contează.
Nu, nu vreau aia, vreau aia silențioasă. A, mi-mi place că o băgat-o în buzunar, n-a avut el treaba. Perfect. Hai să mergem. Da. Deja ne apropiem, cred că, de final, că jocul ăsta știu că nu e așa de lung, deci cred că ne apropiem deja de final. 47, this is Diana. We require your services once again, and this time you will have to prove your money's worth. Our client has lost some cargo, which he wants back at any cost. It appears to be stolen by a bunch of renegades armed to the teeth. The cargo is hidden somewhere in the desert. This is a two-stage mission. First, you must eliminate Lieutenant Ahmed Zahir and get a map from him. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe dacă mai vreți seria de Hitman în continuare, pentru că o să facem și Hitman Contract, și Hitman Blood Money, și Hitman Absolution, și Hitman ăla care a apărut nou. O să facem încă vreo 4 Hitmanuri în afară de ăsta. Deci, sper că v-a plăcut. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!